ficăței de pui. Fie ți plac, fie îi urăști. Nu există cale de mijloc. Dacă ești unul dintre oamenii care urăsc ficăței de pui, rețeta de astăzi nu e pentru tine. Poți să te uiți la rețeta de săptămâna viitoare. Cu siguranță nu o să fac din nou ficăței de pui. Dacă, în schimb, îți plac ficăței de pui, ai ajuns pe videoul care trebuie. Astăzi îți voi arăta o variantă de-a mea de a găti ficăței de pui. Pentru asta ai nevoie de ficăței de pui, ceapă, usturoi, ardei iute, e opțional, cayenne pepper, sare, vin, roșu demisec folosesc eu, și oțet ca să scap de eventuala amăreală a ficățeilor. E o rețetă rapidă, astfel că întâi vom pregăti ingredientele. Nu vrei să te apuci când ai ficăței pe foc să curezi ceapă sau să o toci. Ficăței de pui sunt gata. Ai rămas până aici pentru că îți plac, așa că e timpul să testăm rețeta. Sunt super buni. Fix așa trebuie să fie ficăței. Acum e rândul tău să încerci rețeta, așa că fă-o. Și revin o săptămână viitoare pentru că voi avea ceva nou pentru tine.